Bateriile de camion nu mai rezistă ca înainte. Ce s-a întâmplat în ultimii ani? În primul rând, numărul de ore petrecute pe traseu a crescut considerabil față de anii precedenți, iar în al doilea rând, numărul consumatorilor de la bord a crescut, stresând și mai mult bateria în perioadele obligatorii de odihnă. Care sunt tehnologiile disponibile pe piață în acest moment și care sunt diferențele dintre acestea? Sunt trei tipuri de tehnologii disponibile pe piață în acest moment. Cele convenționale, ca și acum 100 de ani când au fost inventate, cele FB, care înseamnă baterii convenționale îmbunătățite, și AGM, care folosesc tehnologia de la mașinile mici care au funcția cu start-stop. Diferența majoră între ele este curentul pe care îl putem să-l tragem din baterie. La o baterie convențională, dacă am luat 20% din capacitatea ei, deja s-a dus un ciclu de încărcare al bateriei. Trebuie să menționez că bateriile au un număr de cicluri limitat. La o baterie convențională sunt în jur de 150, la cele FB 360, iar la cele AGM peste 600 de cicluri de încărcare-descărcare. Deci dacă la o baterie convențională putem folosi doar 20% din capacitatea ei fără să o afectăm, la bateriile FB putem să descărcăm bateria cu 50%, iar la cele AGM până la 80% din capacitatea ei. De ce este bateria Varta AGM cea mai bună opțiune pentru camioane? Un mare avantaj reprezintă gradul de descărcare profundă pe care bateria AGM îl acceptă, acel 80% pe care vorbeam mai devreme. Un alt avantaj îl reprezintă perioada în care bateria AGM se încarcă față de una convențională. Ca să facem o analogie, gândiți-vă la periuțele de dinți electrice care au baterie cu tehnologie nichel-metal sau cele care au litiu-ion. Acelea cu litiu-ion se încarcă în 2 ore față de 10 ore cât durează la o periuță de dinți normală. Cam așa este și cu bateria AGM, ea permițând o încărcare mult mai rapidă. Practic, în perioadele în care camionul merge, ea apucă să se încarce cu cât a fost descărcat în perioada de staționare. Un al treilea avantaj îl reprezintă numărul mai mare de cicluri pe care îl are față de o baterie convențională, crescându-i durata de viață de până la 6 ori.